Merge. Piti? Da. Ce s-a întâmplat? O nouă gata. Da, în primul și primul rând ne cerem scuze de față de publicul nostru și de toți cei care au venit să ne susțină. O problemă organizatorică, faptul că carnetele nu au fost avizate cu viza medicală, deși o avem viza medicală la Politehnica Sportivă. Este a 4 sau a 5-a gasă în acest sezon. Acum e până acum nu s-au găsit vinovați. Eu nu pot să spun, acum este vina și mâine dimineața să ne întâlnim, să vedem fiecare ce sarcini avea de îndeplinit și să vedem ce se întâmplă pe viitor. Din partea celor care dau bani și în sfârșit la Maglima, ce de demisia conducerii și alte? A, nu știu încă asta. A, nu s-a plăsit. Da? Îți vei da demisia? Nu comentez. Îți vei da demisia? Cred că o să, cu primul și primul, să ne întâlnim mâine dimineața să vedem ce discuții vom avea și să vedem cine a fost de vină în toată această treabă. Tu ai 1% parte de vină în toată această nebunie? Nu vreau să zic. Adică nu știi după această problemă? Nu vreau să comentez absolut nimic cu ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Vreau să ne întâlnim mâine și să vedem fiecare ce am avut de făcut, ce avem de făcut în continuare și așa mai departe. La cine erau carnetele de joc? Carnetele, la cine erau? La organizator de competiție. De când este organizator? De 10 zile. Cam așa. Și știa că trebuie să reanuită viza? Asta probabil trebuie să întrebați pe dânsul. Mulțumim, poveste.